Primarul din Văculești spune că totul a pornit acum câțiva ani de la un proiect de iluminat. Finanțat din bugetul local, proiectul a fost găsit cu probleme de curte de conturi. Plățile nu s-au mai făcut, iar între timp firma care a executat lucrările a dat primăria în judecată și a avut câștig de cauză. Recent, conturile comunei Văculești au fost poprite. Nu era un proiect prin AFM, era un proiect din fonduri proprii și de la curtea de conturi ni s-a spus că calculul făcut de dumnealor nu este corect și că nu trebuie să le plătim suma. Noi nu le dădusem toată suma la momentul când a fost curtea de conturi și n-am mai făcut plățile pentru că am solicitat o recalculare. Recalcularea s-a făcut prin instanță și mi s-a stabilit ce avem de plată. Și a venit tocmai acum. Ca să plătească datoria, reprezentanții primăriei Văculești au cerut bani de la Consiliul Județean Botoșan din fondul de rezervă bugetară. Suma cerută de la Consiliul Județean este de 333.000 de lei. Alocarea va fi supusă votului miercuri. Aveți proiecte în desfășurare la care nu mai puteți da avem finanță. Proiecte în desfășurare. Avem de circulat cu mașinile. Adică a fost o decizie un pic pipită din punctul meu de vedere, mai ales că noi discutasem cu ei că în termen de un an de zile să putem achita. Dar firma respectivă e din județ? Da. În urmă cu câteva luni au fost poprite și conturile primăriei municipiului Botoșani din cauza fostei societăți de termoficare a orașului.